Și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un machiaj folosind noi produse de la Wet n Wild apărute în ultima vreme, deci au apărut la sfârșitul anului trecut și este vorba despre această cremă hidratantă, deci Tinted Hydrator. Ați văzut acest produs în videoclipul meu cu fonduri de ten, BB cream-uri, CC cream-uri. Îmi place foarte mult, l-am folosit deja, așa că pot să vă spun că este o cremă hidratantă gen BB cream, foarte bună, deci îmi place foarte mult. Deci acesta este un nou produs apărut la Wet n Wild, Tinted Hydrator. La fel avem un primer care e foarte lăudat peste tot, TikTok, Instagram, o să vedeți persoane lăudând acest primer și este vorba despre Impassable Primer, deci așa arată, silicon free, care nu are silicon, este o cremă care spune aici chiar face tot. Deci blurează, hidratează în același timp, neavând silicon nu va ocluza porii noștri. Un primer foarte, foarte bun, deci va prelungi viața fondului nostru de ten, se așează frumos pe ten, este imperceptibil, deci vă dă acea senzație de hidratare, este ca o cremă hidratantă, puțin luminoasă, deci este un primer nemaipomenit. Spune aici că este all-in-one, care matifiază, hidratează, blurează porii, pregătește pielea noastră pentru un make-up mai rezistent. Și este silicon free, deci nu are silicon în componență. Și următoarele produse, la fel noi apărute, sunt niște farduri de ochi. Aceste farduri de ochi vin câte 5 farduri fiecare, în stilul celor de la Natasha Denona, de la Elf, Catrice, am văzut că au scos acum aceste genuri de farduri de ochi. Deci așa arată, am două cu câte 5 farduri și mai sunt acestea cu 10 farduri, deci acestea două. Și eu le am în ce nuanță, deci am aceasta camouflant, așa se numește camouflant și așa arată culorile la interior, foarte frumoase culori. Avem aici două culori mate, două sidefate și unul este cu glitter. Deci acesta din mijloc este cu glitter. Acesta este Walking on Eggshell. Și așa arată la interior. Aici avem trei farduri mate și două sidefate. Deci acestea două sunt sidefate și acestea trei sunt mate. Foarte frumos, culori naturale. Îmi place foarte mult această paletă. V-am spus, este în genul celor de la Natasha Denona. Foarte, foarte apropiate. Iar acestea cu 10 culori, deci am Heart and Soul. Deci acesta este Heart and Soul. Cu culori piersicii, roz așa, cărămiziu. Foarte frumos și acesta. Foarte, foarte frumoase culori mate și sidefate. Deci, foarte frumoasă paletă de primăvară. Foarte fresh așa. Și una cu nuanțe puțin mai neutre și este vorba despre Nude Awakening. Îmi place foarte mult această paletă Nude Awakening. Îmi plac culorile din această paletă. Avem cam de toate. Avem sidefate mate. Avem pentru un machiaj mai lejer, mai nude, așa, și putem să folosim și acestea mai închise pentru un smoky. Minunat! Îmi place această combinație de culori. Deci avem aceste truse și mai avem și rujurile noi apărute la ei, la fel anul trecut, și anume acestea care sunt mate.
Acesta cu negru, cu buzele gen Pat McGrath. Acestea două și rujuri risip de fate, de fapt sunt lucioase, high shine, sunt rujuri lucioase, acestea cu alb și am trei nuanțe, deci acestea trei, la fel cu buze, doar că acestea sunt lucioase. Deci, asta este singura diferență. Acestea cu negru sunt mate, iar acestea cu alb sunt sidefat. Și acestea sunt noutățile și restul produselor le aveam deja în colecția mea. Îmi plac foarte mult produsele de la Wet n Wild, așa că am ceva în colecție, cu excepția unui rimel și a unui produs de sprincene. Deci, acestea sunt singurele produse care îmi lipsesc. Și haide să începem cu aplicarea primerului. Deci vine într-un tub de plastic și avem aici câți mililitri de produs? 25 de mililitri de produs. Cam mic așa, dar nu folosim foarte mult, nu avem nevoie de foarte mult. La prima vedere vă dă senzația de silicon, dar nu este siliconat, vă spun absolut deloc. Este transparent, este ca un gel transparent. Prima dată m-am speriat când am văzut consistența, am zis, oh, o să vezi acum ce coșuri o să-mi iasă pe față, o să mă umplu toată, dar nu. Deci în momentul în care se aplică, se transformă într-o cremă hrănitoare, mătăsoasă, așa la atingere. Foarte frumos. Are un efect de blurring, nu e extraordinar, deci am văzut altele care blurează mult mai mult, dar se simte foarte confortabil pe ten. Și rămâne puțin lipicios, dar asta este un lucru bun, pentru că fondul de ten sau ceea ce aplicăm deasupra se va agăța și va rezista mult mai bine. Deci oferă rezistență mai mare fondurilor de ten aplicate peste. Da, deci îl lăsăm puțin să intre în piele și apoi vom trece la machiajul ochilor. O să începem cu machiajul ochilor și o să aplic puțin concealer pentru că nu am un primer pentru ochi, dar concealerul este la fel de bun, ne ajută să uniformizăm pleoapa. Și în timp ce se așează acest primer, mă rog, concealer pe pleoapa noastră și primerul pe față, o să vă fac câteva swatch-uri, așa vedeți și voi culorile. Și să vă facem un swatch la Walking on Eggshell. Deci acesta este cu trei farduri mate și două sidefate. Nu sunt ele cele mai pigmentate farduri pe care le-am avut, dar drăguțele pentru un machiaj ușor al ochilor, lejer. Deci acesta este Walking on Eggshell, deci aceste culori de aici. Deci culori nude. Și acum acesta Camouflant. Sunt puțin mai vibrante. Așa arată. Deci acestea sunt culorile din trusa Camouflant. Sunt puțin mai vibrante ca celelalte. Acesta gliterat mie îmi face frică, sincer să vă spun. Deci cel mai bine utilizați un primer de glitere pentru că vă spun, vă treziți cu glitter pe toată fața, deci am încercat să-l folosesc și aveam pe toată fața numai glitter. Deci e necesar folosirea unui primer, unui fixator de glitter pe pleoapă, altfel vă treziți cu fața strălucitoare peste tot, se împrăștie peste tot. Deci
Mie una nu-mi place să folosesc glitere, așa că stau departe de ele, dar mă rog, mi-a plăcut această trusă, mi-au plăcut celelalte culori și de aceea am luat-o. Iar acum să facem repede și la acestea două, deci New The Awakening și Heart and Soul. Deci o să fac la acesta mai întâi. Și așa arată culorile din Nude Awakening. Deci acestea sunt culorile. V-am spus, tonalitatea lor este neutră, deci cam a tuturor celor arătate până acum. Deci acestea sunt cele 10 culori. Și așa arată culorile din paleta Heart and Soul. Deci acestea de aici. Acestea sunt nuanțele sociuite. Pe mână se aplică destul de bine, să vedem acum și pe ochi. O să vedeți. Nu sunt super, super pigmentate, dar se aplică cu ușurință, se blenduiesc ușor. Deci nu sunt cele mai rele truse de farduri pe care le-am utilizat și mai ales prețul lor este unul bun. Să vedeți acum cum se aplică și pe ochi. O să încerc să folosesc câteva culori. Nu sunt eu genul care să fac un machiaj colorat, super colorat, dar o să încerc să folosesc câteva culori de aici care îmi plac mie foarte mult. Și voi aplica pe toată pleoapa această culoare albă să uniformizez. În acest fel și celelalte culori vor ieși mai bine în evidență. Dacă nu aveți un primer, aplicați o culoare mai deschisă și apoi veniți cu celelalte. În felul acesta, culorile aplicate deasupra vor ieși mult mai mult în evidență și se va vedea culoarea lor reală. Sunt destul de pigmentate, vă spun, pentru prețul pe care îl au aceste palete sunt bunicele, aș putea să spun foarte bune pentru prețul lor. Și acum voi aplica această nuanță în pliul ochiului, această nuanță de aici bej. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar eu în realitate o văd. Deci foarte subtil. Nu știu dacă observați voi acolo. Și acum voi intensifica cu această culoare de aici, puțin mai închisă. Sunt prăfoase, de aceea vă sfătuiesc să le aplicați înainte de a aplica fondul de ten. Deci sunt prăfoase, uitați-vă. Nu știu dacă se vede. Deci, praful zboară pe peste tot. Nu e neapărat un lucru rău, atâta timp cât se aplică frumos și fără să lase urme pe pleoapă, pe mine nu mă deranjează chiar atât de mult, mai ales dacă am grijă și le aplic înainte de aplicarea concealerului și a fondului de ten. Și acum voi intensifica în colțul extern cu o nuanță mai închisă și voi folosi, să vedem, și voi folosi această nuanță de aici, destul de închisă, dar o aplic cu grijă, deci tapotez cu grijă. O aplic mai mult prin presare, pentru că dacă aveți pleoapele ridate și mai începem și să tragem de ele, deci fardul se va aplica cu urme și nu va arăta frumos absolut deloc. Deci vă garantez, fardul
Fardul de ochi nu va arăta uniform aplicat, se va agăța de fiecare rid și pliu al ochiului, deci e oribil. De aceea încerc să presez, să tapotez, mai ales atunci când folosim culori mai închise, deci acolo se vede urât, dar urât, vă spun, se agață de pliurile ochiului și de ridurile deja formate, cel puțin persoanelor care au această problemă, nu vorbesc de cele tinerele. Deci acolo nu e problemă, puteți să trageți de ochi, dar vă sfătuiesc să nu faceți asta, pentru că o să regretați mai târziu. Fiți cât mai sensibile cu zona din jurul ochiului. Nu apăs foarte tare, vin cu mișcări foarte legere și uniformizez. Și acum blenduim, blenduim, blenduim. Deci acesta este secretul unui machiaj drăguț, mai ales pentru persoanele cu pleapa mai îmbătrânită. Deci dacă aveți textură, dacă aveți pliuri deja formate, dacă aveți riduri, încercați să blenduiți cât mai mult, să le uniformizați între ele culorile, pentru că altfel v-am spus, sunt pete, se așează în riduri, e oribil. Deci, frumoasă bătrânețea, dar vine la pachet cu anumite lucruri care nu sunt chiar atât de plăcute. De aceea încerc să profit acum să mă machiez cât mai este posibil, pentru că odată cu trecerea timpului va fi din ce în ce mai dificil. Deci urmăresc persoane trecute de 60 de ani și vă spun că nu e chiar atât de ușor să creezi un machiaj al ochilor ca la 50 sau la 30 sau la 40, deci regulile jocului se schimbă. Așa că profit acum cât încă ochii mei mai suportă acest tip de machiaj. Așa că profit acum cât mai pot și pot să mă machiez și pot să adaug culori. Bine, nu-mi plac mie culorile chiar foarte mult. Ador machiajul neutru, cu culori neutre, dar mă rog, atâta timp cât pielea mea mai suportă farduri de ochi, deci o să le folosesc. Deci îmi plac foarte mult fardurile de ochi și îmi place să mă joc cu ele și să creez diferite lucruri, așa că o să fie un dezastru în momentul în care o să fiu foarte limitat. Și cred că asta e. Cu cât îmbătrânim, cu cât se schimbă textura pleoapei noastre, suntem mult mai limitate. Deci nu o să putem să ne aplicăm culori vii. Deja acum, la stadiul în care sunt, deci pentru mine e foarte dificil să aplic culori mai vii. De aceea prefer un machiaj cât mai natural. Și acum să aplicăm un fard sidefat și voi folosi acesta de aici, în colțul mai extern al ochiului. Sunt foarte discrete, nu sunt super sclipicioase, tocmai de aceea sunt foarte bune pentru persoanele cu o pleapă mai matură, mai ridată. Deci nu sunt chiar atât de lucioase, dar foarte frumos. Foarte natural, super natural. Și acum în colțul intern, deci mai aproape de colțul intern, voi aplica ceva mai deschis. Haideți să vedem ce culori mai avem aici. Și voi aplica această nuanță mai deschisă de aici, cred. Voi aplica această nuanță mai deschisă.
Nu știu dacă se observă pe cameră, dar eu văd diferența. Aplicate cu pensula sunt foarte, foarte naturale. Cu degetul se văd ceva. Deci vă spun, nu sunt super sclipicioase. Pentru unele persoane e un lucru bun, pentru unele nu. Deci, pentru mine este foarte frumos așa. Dacă mă întrebați pe mine, mi se par că aceste noi farduri apărute la Wet n Wild sunt puțin mai slăbuțe decât cele clasice dinainte. Deci, acestea sunt, eu le am și vreau să zic că îmi plac mult mai mult, cel puțin fardurile sidefate. Dar chiar și fardurile mate, ca nivel de pigmentare, sunt mult, mult mai pigmentate. Deci, îmi plac mult mai mult. Deci, haideți să vă fac, uitați-vă acesta, un swatch. Uitați-vă ce frumos se vede. Deci, cred că nu există comparație. Acestea din colecția lor mai veche sunt mult, mult mai bune, cu siguranță mult mai bune. Deci, uitați-vă și acest verde. Deci foarte frumoase. Acestea două cromatice sunt nemaipomenite. Deci vă spun, calitatea acestor farduri de ochi din colecțiile mai vechi este mult mai bună decât acestea noi. Cu siguranță, deci 100%. Le-am folosit pe acestea vechi și îmi plac foarte mult, așa că ce să vă zic, acum depinde de fiecare ce își dorește. Dacă vă doriți un machiaj simplu și fără prea multe complicații, așa, acestea sunt bune, nu sunt super pigmentate, sunt culori naturale. Dacă vreți unele puțin mai pigmentate și mai vizibile, așa, acestea din colecția lor anterioară, deci sunt de câțiva ani în colecția Wet n Wild, sunt mai bunicel. V-am spus, pentru prețul pe care îl au, sunt niște truse de farduri bune. Și acum să trecem la aplicarea fondului de ten. Și v-am spus, avem acest Tinted Hydrator, care este o cremă hidratantă cu nuanță, deci are o nuanță. Eu l-am în nuanța Light Medium și este ca un BB cream, aș putea să spun eu, este ușor, nu are un finish gras, acoperirea lui este una mică spre medie, are un complex de luminozitate, are acid hialuronic, squalene, deci promovează și hidratarea tenului în același timp, oferindu-i suplețe și dă senzația de piele sănătoasă. Deci acest perfector are un finish lejer care se poate construi. Deci poate fi construit dacă vrem să acoperim mult mai mult. Așa că foarte bun. V-am spus, l-am folosit, știu cum funcționează, știu cum este, îmi place foarte mult. Deci acesta este culoarea light to medium. E cam deschis pentru mine, dar îl voi face să funcționeze. Și îl aplic cu un burețel. Nu aplic foarte mult. Intră foarte rapid în piele. Deci acesta este un punct pozitiv. Nu trebuie să insistăm foarte mult, să pierdem timp. Deci intră foarte rapid în piele. Deci eu îl aplic cu un burețel puțin umezit. Mi se pare că se întinde mult mai bine cu un burețel mai umed. Și nu-mi doresc o acoperire foarte mare, deci îmi doresc o acoperire lejeră. Haideți că până la urmă zic eu că nu era culoarea deloc și așa arată aplicat. Acesta este partea de față fără nimic aplicat și uitați-vă cu el aplicat. Deci chiar frumos, foarte frumos. Deci îmi place foarte mult. Arată foarte natural pe ten. Este luminos, într-adevăr.
Deci are reflexii luminoase. Foarte frumos. Îmi place foarte mult. Haideți să terminăm și pe cealaltă parte. Dacă ați urmărit celălalt videoclip al meu în care vă prezentam fundurile de ten favorite cu un look natural, deci machiajul meu din acea zi era obținut cu acest tinted hydrator. Deci foarte natural și foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Este cam deschis, dar o să-l încălzim noi cu pudră bronzantă și cu pudra aplicată deasupra se va uniformiza și va arăta bine la sfârșit. Haideți să folosim și un concealer. Și am acest concealer de ani de zile de la ei, deci nu este nou, din gama Photo Focus. Deci acesta este concealerul. Eu îl am în culoarea medium peach, deci medium piersic și așa arată. Aceste produse de la Wet n Wild sunt cruelty free, deci așa arată medium peach. Fiind corectorul puțin mai închis, îmi va anula aceste cearcăne oribile. O să aplic la un ochi, așa veți vedea. Foarte bun concealer, hidratant, deci nu este genul acela care să usuce. Foarte frumos, deci îmi place foarte mult acest concealer de la ei. Uitați-vă, uitați-vă diferență. Deci mi-a anulat cearcănele, acea culoare maronie. Foarte bun, foarte bun concealer care nu încarcă și arată foarte bine pe zona de sub ochi. Deci nu mi-accentuează ridurile. Îmi place foarte mult acest concealer. Nu mai am foarte mult, așa că o să trebuiască să-mi cumpăr altul. Deci îmi place foarte mult. Uitați-vă și voi ce diferență, cum eram acum 5 minute și uitați-vă deja fața mea. A început să prindă viață, deci incredibil. Puterea machiajului, deci nu încetez să mă minunez de câte ori îmi aplic machiaj pe față, nu încetez să mă minunez de cum se poate transforma o persoană doar cu câteva trucuri de machiaj, aplicând câteva produse de machiaj. Și să trecem la aplicarea pudrei și este un produs din nou mai vechi pe care îl folosesc de ani de zile. Și este vorba despre o pudră compactă, la fel din gama Photo Focus. Și este foarte bună pentru că nu are flashback. Deci, în momentul în care vreți să vă duceți la o petrecere sau un eveniment în care se fac fotografii, ei bine, această pudră este nemaipomenită. Deci, așa arată. Și eu o am în nuanța medium, cred, neutral beige. Deci, aceasta este nuanța neutral beige. Îmi place foarte mult, blurează foarte bine, fixează foarte bine machiajul și v-am spus, nu are flashback. Deci chiar și în momentul în care filmați videoclipuri pe YouTube sau pe Instagram, deci acesta are un efect de blurring nemaipomenit. Foarte frumos, uitați-vă. Ce frumos arată și cu pudra aplicată. Foarte frumos arată. Deci luminează tenul. Deci dă luminozitate tenului. Perfecționează tenul. Deci e o pudră nemaipomenită. Și v-am spus, aveți evenimente, folosiți această pudră. Nu costă nici mult și nu are flashback. Deci asta este un punct pozitiv pentru persoanele care își doresc să facă fotografii. Minunată pudră. Mai departe, haideți să încălzim tenul și am
aceste două bronzere, deci am unul este mai nou, apărută ca și nuanță, dar ele sunt de mult în colecția de la Wet n Wild și anume acestea din gama Coloricon. Deci am acesta care este Sunset Striptease și așa arată la interior. Este puțin mai închis, de aceea nu prea l-am folosit, iar acesta este Ticket to Brazil. Deci așa arată Ticket to Brazil. Este puțin mai neutru și se potrivește mai mult tenului meu. Acesta e bun de folosit în momentul în care sunt foarte bronzată, să poată să se vadă contouring-ul. Dar astăzi voi folosi acesta Ticket to Brazil, pentru că sunt destul de deschisă la față pentru moment. Este o nuanță caldă, deci cealaltă este puțin mai rece. Aceasta este o nuanță caldă. Deci, nu știu dacă se observă. Are un luciu, nu pot să spun că e luciu, deci are un saten, nu este perfect mată, deci este puțin luminoasă. Are un finish natural. Se aplică foarte frumos. Uitați-vă, mi-a încălzit tenul. Se poate construi, dacă doriți o intensitate mult mai mare, se poate construi sau folosiți o pensulă mult mai densă. Deci eu folosesc o pensulă foarte, foarte moale și mai rar așa, ca să nu aplic cu urme. Și acum să aplicăm un blush. Iar ca blush, tot din colecția Coloricon, am acesta Mellow Wine. Deci așa arată Mellow Wine. Foarte pigmentat. Deci trebuie să am grijă cu acest blush, pentru că e foarte pigmentat. Dar culoarea e nemaipomenită, deci îmi place foarte mult. Are ceva cărămiziu și îmi place foarte mult această culoare. Funcționează foarte bine cu tonalitatea tenului meu. Deci îmi place foarte mult. Îmi place să-l folosesc și singur, fără bronzer. Deci încălzește tenul, deci din cauza nuanței cărămizii, încălzește tenul foarte frumos. Deci am un glow natural, foarte frumos. Deci uitați-vă ce frumos arată tenul meu. Deci sper că se vede în funcție de cum cade lumina naturală pe el, dar foarte frumos, vă spun. Aceste produse de la Wet n Wild, unele dintre ele sunt foarte, foarte bune. De exemplu, acestea pentru față. Minunate, minunate produse. Și haideți să terminăm cu ochii și voi folosi o nuanță din această paletă să o aplic sub ochi. Și la fel să creez un eyeliner, de să-mi conturez pur și simplu ochii. Îmi place foarte mult cum a ieșit și haide să aplicăm și un mascara. Și cum am spus, nu am o mascara de la ei și voi aplica această mascara de la Yves Rocher, care îmi place foarte mult. La fel, la un preț foarte bun, Feel Stronger, deci este pentru volum și lungime. Când am folosit-o prima dată, nu am fost super încântată de ea, dar am lăsat-o o perioadă și apoi am încercat-o din nou și pot să vă spun că îmi place mai mult decât prima dată când am utilizat-o. Și așa arată primul strat aplicat. Deci am senzația că mi le și curbează puțin.
și le lungește. Aplicând două straturi, o să vedeți că prinde și volum. Îmi place foarte mult și nici nu le încarcă extraordinar. Nu că asta ar fi o problemă pentru mine, dar cred că se observă. Sunt destul de vizibile, deci pornind de la considerentul că genele mele sunt invizibile, face o treabă bunicică. Nu este el super wow, dar nici cel mai prost rimel pe care l-am folosit. Acum voi continua să-l folosesc până în momentul în care se termină. Dar, da, uitasem de el, deci l-am testat. Nu am fost wow și l-am lăsat acolo în sertar. Și acum l-am găsit din nou și l-am folosit săptămâna aceasta și chiar mi-a plăcut. Plus că nu se transferă, deci nu vă treziți la sfârșitul zilei cu ochi de panda, deci nu o să vă curgă pe obraz, deci rezistă foarte bine. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Mai ales pentru persoanele care au cearcăne, se mai trezesc și cu rimel la sfârșitul zilei. Vai, maică! Deci, oribil, sunt anumite mascara care fac asta. Deci, nu ar fi o surpriză pentru nimeni. Dar punctul pozitiv al acestei mascara este că nu se transferă. Deci, va rămâne acolo pe gene până vă demachiați. Se demachiază destul de ușor, fără prea mari probleme. Mai departe, haideți să trecem la buze, pentru că ai impresia că sunt bolnavă, deci machiajul meu, deci eu fără ruj de buze zici că sunt bolnavă. Deci toată lumea mă întreabă, te simți bine? Ei, bine, mă simt bine, dar uite așa arăt eu, buzele mele se albesc pe zi ce trece. V-am spus, vine la pachet cu procesul de îmbătrânire, deci buzele noastre se albesc, doamnelor, deci nu e nimic grav, le colorăm. Deci eu am grijă în fiecare dimineață când mă trezesc să-mi pun ruj de buze, altfel vă spun, mă uit în oglindă și zic, oh, mă simt rău astăzi. Nu e adevărat. Dar mă rog, nu mă plac pe mine fără ruj de buze. Toată viața mea am fost așa. Primul lucru pe care îl fac dimineața este să-mi aplic ruj pe buze. Deci asta de când mă știu, deci de când eram tânără și aveam și eu buzele colorate, acum și mai mult pentru că mi se decolorează buzele și am nevoie de mai mult ruj. Și am două creioane de la Wet n Wild, o nuanță mai roz, deci Never Petal Down, acesta este. Și este un roz foarte drăguț, deci așa arată, foarte drăguț, un nude, un roz nude. Iar acesta este mai roșu, Red the Scene, Red the Scene, deci acesta este roșu. Acela nude îl folosesc când folosesc rujul mai nude, iar acesta roșu pentru rujurile mele roșii. Foarte bune creioane contur de buze. Și haide să aplic acum acesta nude. Sunt genul acela retractabil, cu o mină foarte fină. Așa nu riscați să vă mâzgăliți. Deci uitați-vă buza mea de sus cu contur și fără contur. Deci uitați-vă ce diferență. Și să știți că nu trec mult peste marginea buzei mele. Ca să vedeți ce diferență face un creion contur de buze. Mai departe, să trecem la rujurile de buze. Cum v-am spus, am două, deci două mate. Acestea mate le am în nuanțele Wine Room. Deci acesta este Wine Room. Foarte frumos. O culoare extraordinară. Iar acesta este în Stoplight Red, deci un roșu. Acesta este un roșu aprins, foarte frumoasă culoare. Și ca rujuri hidratante, deci acestea sunt lucioase, am Rose and Slay,
Dar haide să vă fac un swatch, așa le vedeți exact cum arată. Deci acesta este wine room. Deci acesta este mat. Mat, dar cremos. Sunt foarte cremoase. Chiar dacă sunt mate, foarte, foarte cremoase. Deci wine room și stop light red. Deci acestea sunt mate. Deci așa arată culorile. Și acestea sunt lucioase, deci rujuri de buze lucioase și cum am spus, acesta este Rosenslay. Nu sunt super, super lucioase, dar au o strălucire. Deci așa arată Rosenslay. Aceasta este Made for Mauve. Deci un nude frumos. Deci așa arată Made for Mauve. Vedeți ce luci drăguț au? Deci este ceva între lip gloss și rujul semi-mat. Foarte frumoase. Foarte frumoase și arată foarte bine pe buze, mai ales pe buzele persoanelor care le au ridate. Deci cele care aveți buzele uscate sau persoanele mature, mai ales persoanele mature, în momentul în care aplicăm un ruj mat, deci ni se formează cratere în buzele noastre și arată atât de urât, deci eu prefer să folosesc un gloss sau un ruj puțin mai hidratant, mai lucios peste, pentru că vă spun, nu e nimic mai dezagreabil decât să vedeți niște buze crăpate ca deșertul Sahara. Urât, urât, foarte urât. Iar următorul este Firefighting. Acesta este mai roșu. Deci acesta este Firefighting. Frumoase. Deci frumoase toate. După cum vedeți, tonalitățile sunt foarte apropiate unele de altele. Acestea sunt tipul de rujuri care îmi plac mie. Foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Și haide să vedem pe care aplicăm. Să aplicăm un mat și apoi voi aplica un ruj puțin mai hidratant deasupra. Nu este nici prea roșie, puțin cărămizie, așa îmi stă foarte bine cu această nuanță. Foarte frumos. Nu e o culoare țipătoare, foarte naturală. Nemaipomenite aceste rujuri de la Wet n Wild, dacă puteți să puneți mâna pe unul și să-l folosiți, v-am spus, prețul acestor produse de la Wet n Wild este unul mic. Uitați-vă, putem să obținem un machiaj atât de frumos cu produse atât de ieftine. Deci nu e nevoie, vă repet, nu e nevoie să cheltuiți o grămadă de bani pentru a avea un machiaj frumos și a fi puse la punct, vă spun, puteți ajunge să aveți un look glamuros așa și cu produse de drugstore, produse mai ieftine. Și acum să aplic un alt ruj și voi aplica deasupra acesta care este apropiat. Deci această nuanță este Rosenslay. Rosenslay. Și așa arată aplicat. Deci uitați-vă, buzele mele spun să rămână. Doina, uitați-vă ce frumos arată. Deci ce îmi place cel mai mult este că aceste rujuri sunt confortabile. Deci mă simt extraordinar cu aceste rujuri aplicate pe buzele mele. Deci pentru niște rujuri mate, vă spun, sunt foarte, foarte confortabile acestea de la Wet n Wild. Plus că am înțeles că sunt considerate dupe după rujurile de la Lisa Eldridge, dacă nu mă înșel, au fost considerate dupe după acele rujuri. Deci minunate. Rezistența lor nu este una maximă, dar acum că nu mai purtăm măști peste tot, vă spun, încercați și folosiți aceste rujuri. Dacă dispar, le reaplicați pentru că sunt foarte, foarte confortabile. Deci,
Acesta cred că este cuvântul potrivit pentru aceste rujuri, mate, dar confortabile. Dacă vă plac rujurile mate, acestea sunt foarte, foarte bune. Vă spun, rezistența nu este de 10.000 de ore. Nu. Trebuie reaplicat, dar rezistă binicel. Și cam asta cred că a fost pentru astăzi. Ați văzut cum am aplicat aceste noi produse de la Wet n Wild, care îmi plac foarte mult, cred că ați înțeles. Acest Tinted Hydrator, primerul, minunat. Deci, blurează tenul. E impecabil. Deci, finish-ul este unul impecabil folosind aceste produse. Fardurile de ochi, mai puțin. Dar pentru un machiaj lejer de zi cu zi, nu sunt rele, nu sunt super rele, drăguțele. Puteți obține un machiaj foarte drăguț, foarte natural, folosind aceste produse. Diferența de calitate, zic eu, între acestea noi apărute și acestea din colecția lor, acestea mi se par mai bune. Cel puțin fardurile luminoase sunt mult mai luminoase și mai vizibile decât acestea din paletele noi apărute. Dacă nu sunteți adepta unui machiaj foarte strident și vă plac tonurile neutre, foarte bune. Deci se aplică foarte bine, nu lasă urme, nu o să vă treziți. Se blenduiește ușor, foarte ușor de lucrat cu aceste farduri de ochi. Vă spun, nu or să fie vizibile, deci fardurile luminoase, sidefate, nu or să fie super vizibile. Dar, dacă vă place naturalețea, acestea sunt bune. Pentru prețul pe care îl plătim, super bune, super bune, ce să zic. Îmi plac mai mult cele din colecția lor anterioară, da, îmi plac mai mult. Deci acestea sunt din colecția Mega Coloricon. Mai departe, restul de produse le utilizez de ani de zile și îmi plac. Îmi plac bronzerele, blush-ul, îmi place pudra foarte mult, deci foarte mult îmi place pudra de la Wet n Wild. O folosesc nu numai cu produse Wet n Wild, o folosesc în momentul în care am nevoie să fac poze, chiar și când filmez. De foarte multe ori folosesc această pudră pentru că este photofocus, deci nu are flashback. Un lucru foarte bun atunci când filmăm sau facem poze. La fel, îmi place la nebunie acest anti-charcan. Este flexibil, deci genul acela de anti-charcan care se mișcă cu zona de sub ochi odată ce avem, știți, mișcări de expresie ale feței. Deci am impresia că acesta se mișcă odată cu noi atunci când facem mișcări de expresie ale feței. Îmi place foarte mult. Deci un concealer pe care îl recomand pentru că, vă spun, nu usucă și arată foarte natural pentru zona de sub ochi și rezistă foarte bine. Deci asta e un punct pozitiv. La fel, creioanele. Îmi plac foarte mult creioanele. Sunt hidratante, se aplică ușor. Și rujurile. Minunat. Deci îmi plac culorile, îmi place textura, îmi place consistența lor, îmi place cum se așează pe buze, îmi place cum se simte pe buze. Deci buzele mele, vă spun, sunt moi, hidratate, minunate. Deci minunate rujuri. Deci dacă aveți ocazia, luați-vă măcar unul și testați-l. Deci acestea negre cu buze sunt mate, iar acestea albe sunt lucioase, deci puțin sidefate. Și cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să apăsați și clopoțelul. Așa veți fi la curent cu postările mele următoare, iar până data viitoare, dragilor mele, eu vă pup și să ne revedem cu drag!